Un tânăr de 24 de ani, înfiat din România de o familie din Statele Unite, își caută cu disperare părinții naturali de loc din Buzău. În ciuda mesajului său emoționant, demersurile de până acum n-au dus la niciun rezultat. Băiatul nu renunță însă la visul său și cere sprijinul celor care îi știu povestea. I was born in Buzău, Romania, in 1991. My adopted parents do not want me to know nothing about my real parents. My whole goal in life is to find them. You know, get back to them and show as much love. Așa își începe discursul Cristinel. Tânărul a fost adoptat de o familie din Statele Unite în anii 90. La un moment dat, cei care l-au crescut i-au spus că a fost înfiat din România, mai exact din județul Buzău, dar și că numele lui de familie este Diroc. Atunci au început frământările și căutările tânărului. Între timp, părinții săi adoptivi s-au despărțit. They don't really like each other a lot. They get a lot of arguments and stuff. Family drama, I guess you could call it. My adopted mom, she's in this town. She just likes to keep to herself, I guess. Here in the United States, man, it's like a struggle. My mom left me on my own. Ca să se întrețină în Statele Unite, Cristinel lucrează ca bucătar într-un restaurant, iar după program face și curățenie. În timpul liber, tânărul cântă într-o formație și face voluntariat. Până când va reuși să-și găsească familia, băiatul învață tot ce poate despre România și despre oamenii de aici. I know that we are the best people in the world. I know we know how to make people laugh, smile. Autoritățile române spun că tânărul are șanse mari să-și găsească familia. Adoptatul poate solicita Tribunalului București să-i autorizeze accesul la informațiile aflate în posesia oricăror autorități publice cu privire la identitatea părinților săi firești. Cristinel spune că va urma toți acești pași și le transmite un mesaj al lui. I would love to meet you guys, please, and just to be there in your life and let you know that your son is here and he misses you so much.